O băutură numită și elixirul vieții lungi și sănătoase te poate ajuta să slăbești chiar și 2 kg pe zi. Japonezii spun că aceasta prelungește viața. Slăbi chiar și 2 kg pe zi cu această dietă simplă de care însă nu este bine să abuzezi. 5 zile sunt suficiente pentru a-ți atinge scopurile și a pleca în vacanță fără grija că nu vei arăta bine pe plajă. După cele 5 zile de dietă strictă, simpla introducere în meniu a acestei băuturi miraculoase te va ajuta să-ți păstrezi silueta și să-ți prelungești viața. Japonezii sunt de multă vreme fanii acestei diete care le asigură pe lângă multe beneficii și cantitatea zilnică necesară de vitamina C, magneziu, potasiu, calciu, fier zinc, cupru și mangan. O adevărată mină de metale este această băutură la care ai acces cu o sorbitură. Elixirul vieții lungi și sănătoase este ceaiul roșu, are o culoare roșu aprins, gustul este foarte fin și plăcut, nu este atât de tare ca ceaiul verde sau negru și nu conține cafeină. Este un ceai ceai blând și în afara faptului că te ajută să slăbești, dieta cu ceai roșu este indicată în tot felul de afecțiuni. Pentru cura de slăbire se recomanda a se bea 4 căni de ceai roșu în fiecare zi la micul dejun, prânz, cină și gustări. Alimentele permise pe perioada acestei diete sunt produsele lactate, cerealele și pastele integrale, orezul, peștele, carnea slabă, legumele și fructele, ouăle, nucile și semințele. Alimentele interzise sunt preparatele fast food, dulciurile, snacksurile și băuturile carbogazoase, grăsimile, prăjelile, bananele și strugurii. După cele 5 zile de dietă, se recomanda a se bea în continuare câte o cană de ceai pe zi, chiar și două, fără alte restricții alimentare, relatează antena satelor.ro.